băiatul, zic așa, e interesat la un moment dat, la un moment în viață de mașini, e pasionat, măcar pentru o scurtă perioadă, de mașini și așa, dar nu știu, poate că din dorința de a avea o mașină modificată și diferită, poate de acolo a început și chestia asta cu, bă, vreau, chiar vreau, știi? Și, da, nu știu, nu am un motiv, să zic, sau, știi, care să mă facă să mă gândesc, bă, de acolo a pornit, știi? Sincer, niciodată nu am avut asta cu Ferrari sau Lambo în cap. Niciodată. Și nici acum nu am chestia asta. Mamă, dacă îmi dai acum 2 milioane de euro, mă duc și-mi iau Lambo. Nu. RX-7, Mazda, GTR, știi, R34, R33. Dar acum, dacă mă întrebi acum, la 31 de ani, 32 de ani, GT3 Porsche. Asta ar fi visul meu dacă aș avea acum bani. Am să-mi iau o mașină nouă. Cash, să mă duc și dau bani, Porsche GT3. Nu, n-am încercat să modific nicio mașină. Nu, nici de fapt, nici n-am vrut să mă duc în toate direcțiile, știi? Am după încerc prima oară cu Volkswagen, după aia mă duc la BMW, după aia am vrut să fac una și să fac cât pot eu de bine. Iar apoi, dacă mă voi sătura de asta, ori fac altceva, ori nu mai, știi? Adică vreau să termin cu asta și la interior și la motor, dacă reușesc, și să știu la un moment dat în viață, bă, am făcut o mașină cum nu a făcut nimeni, din punctul meu de vedere, știi? Adică, oricum, e clar că sunt mașini mult mai tari și în țară, dar zic așa, pentru mine să fie cea mai tare, știi? Publicitate! Despre Car Vertical. .ro este vorba, unde puteți să vă verificați, este un site unde puteți să vă verificați mașinile înainte de achiziție, pac pac, seria de șasiu, băgați acolo și vedeți dacă au avut daune, n-au avut, au fost sudate de la jumate sau nu. Pentru a avea și un discount de 10%, accesați linkul din descriere. Da, nu știam că o să vin cu ea aici, nici măcar nu știam că o să-i schimb volanul. Flama cu E36 și să o modific și așa m-am luat după ce am luat-o mașina, știi? Deci eu când am cumpărat mașina, înainte să o cumpăr, eu nu m-am gândit, bă, uite așa vreau să o fac. Știu exact ce am de făcut cu ea. După ce am luat-o, a început totul cu modificările și tot ce vedeam pe la unul altul, zic, bă, dar vreau mai mult, știi, decât ce a făcut asta, sau cred că se poate mai mult de atât, știi? Și așa a ajuns mașina să arate cum arată acum. E greu să termini o mașină pentru că nu ai cum și fiind și o mașină veche, întotdeauna apar probleme. Asta doar că ești milionar și o duci la BMW și dai la 200.000 de euro să o facă ca 97, atunci poți să zici că da, e gata, știi? Dar acum, nu știu, nu cred că... Și nici nu am un plan să o termin pentru că nu știu cum va arăta când o termin, știi? Deci nu pot să-mi imaginez deocamdată. Știu ce vreau să fac pentru anul cu interiorul, dar nu știu mai departe cu motorul, nu știu mai departe ce va trebui să fac când voi pune motorul, frâne, altă suspensie, știi? E complicat. Ce am făcut cu E36-le nu cred că voi mai face cu nicio mașină, pentru că la următoarea mașină știu de unde să plec și știu ce trebuie să fac, în primul rând, știi? Cu E36-le a fost așa un pic, bă, hai că fac așa și dacă îmi place e ok și continui, știi? Adică am schimbat din mers multe chestii.
o mașină pe care aș modifica-o mult mai tare decât, mult mai mult decât E36-le, probabil că ar fi RX-7. Dacă voi ajunge să am vreodată. Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, de data asta cu un BMW 36, că vorba aia, avem multe în România și merită să fie filmate, și cu celebrul Paul Bușat, care apare peste tot. Eu sunt. Te salut. Salut. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și mulțumim băieților de la Ciclon Motorsport pentru că ne-au pus locația la dispoziție, au oprit toate lucrările ca să filmăm noi. Mașina o avem aici și probabil o să vedeți mai multe imagini trase de Marius, care e din ce în ce mai leneș și filmează cât mai puțin mașinile. Așa. Zine cu pisica. Ai luat pisica? În 2013. În 2013. Deci, okay. Cum am ajuns în Anglia, am luat pisica, nu aveam în cap deloc ceea ce vezi acum și am început cu chestii mici. Adică ce știam eu în 2013, ce am văzut pe la alții, știi? Știi? Kitul, știi? Stai, știi că am avut și ăla cu Nürburgring pe capotă, da? Știi? Ne am avut, l-am dat jos. Și am zis, bă, trebuie să fac ceva diferit. Adică, nu știu, nu vedeam, vedeam mașina mea și parcă o mai vedeam în fiecare zi, în fiecare oră, altundeva, știi? Adică okay. Era ceva așa, random. Și am zis, bă, trebuie să încep cu ceva. Am niște șnițeruri pe 18, acești șnițeri, le-am pus pe mașină, nu încăpeau. 18, da. E cam mult. ET-ul mic, în fine, am venit cu ea așa, de acolo în țară, știi, 2000 și de kilometri. Așa. Și tot nu eram, eram, bă, nu mi-inspira nimic mașina asta, știi, adică vreau ceva diferit, știi? Și am început, am căutat pe net, am încercat să nu să copiez pe nimeni, să mă inspir, gen ce pot să fac pe mașina mea, știi? Corect. Și am zis, bă, vreau aripi mai late, prima oară, știi? Și jante, în primul rând, mai diferite. În fine, i-am găsit pe unii din Polonia, jante style 4, custom, nu știu ce, n-aveam nicio idee cum vor arăta pe mașină. Era cumva așa la ghici, știi tot. Ok. Și în 2016, dacă nu mă înșel, am avut primul, nu știu dacă am fost primul din țară, din România, dar primul care nu se dă la drift cu i-body, știi? Că în general ăștia ori se dau la, știi, la drago, la drift, ori la... Da. Și am pus primul white body pe pisică din țară în 2016, știi? Și a fost... Bine, te gândi, erau cu șuruburi de alea de țiglă, de tablă, de casă, ce că așa era în 2016. Le-a fost făcut așa pe, într-o săptămână, știi? Repezeală. Da. Mașina am vopsit o dată în Anglia, înainte să vin cu ea în țară. Câteva piese daună. Prost? Prost de tot. Și vopsită de englezi. Nu mi-explic. De englezi. În service de englezi, no. Deci nu la indieni. În fine. Okay. Am venit acasă, bă, știu eu pe unul la Cluj care vopsește bine. Ok, am dus-o acolo. A vopsit-o bine pentru el. No. După un an de zile, mașina a stat în garaj. Era toată ciupită, toată vopsea era sărită. Pe la colțuri, okay. Pe la chiedere, pe la praguri, pe la, știi? După ce am luat eu jantele și deja era în filmul meu cât de cât mașina, știi? Și am zis, bă, nu, eu vreau mașina să fie vopsită cât mai țiplă și cât mai perfect. Că am văzut că se poate. Aici să lucească, băi, eu vreau să lucească, știi? Da. Okay. Și i-am găsit pe ei, băieții de la Cyclone. Am avut noroc că m-au primit, știi? Pentru că oricum în 2018, când am vopsit o mașină, erau foarte aglomerați și și așa a fost un pic de, de tras. Și am zis că nu vreau rugină pe mașină, oricum nu avea, adică era ok din punctul ăsta de vedere, știi? Chiar dacă a fost în Anglia și că plouă mult și chestii de astea, știi? Mașina a fost de Anglia cu volan pe dreapta. Volan pe dreapta, okay. Și în 2016, uite că am uitat să zic, în 2016 când, sau 2017, nu mai știu, când am făcut conversia,
de pe dreapta, pe stânga, că am zis, bă, oricum o țin în țară, știi? Chiar dacă e pe Anglia, motivul pentru care o țin pe Anglia, că poate să întreabă lumea de ce n-am scris-o până acum, da, modificările, e că probabil, și poliția, nu vreau să am treabă cu rarul, în primul rând, că imaginează-o, mă oprește rarul pe mine, da? Da, ce fac? N-ai ce poți să zic? Da, faci e foarte complicat, da. Nu. Vin cu 2-8-5 uri pe spate, pe pisică. Nu, e complicat, n-ai ce să faci. Și, na, și tu... O mai țin pe Anglia cât mai stau în Anglia. Și cum faci cu ITP-ul? De când faci în România? Nu, se fac toate în Anglia. Asigurare valabilă, okay. ITP, okay. Totul e valabil pe mașină. Okay. Înțelegi? E, nu umblă așa. Ok. Na, în fine, în 2018 am reușit să vopsesc cum mi-am dorit eu, știi? Mașina arăta cam 70% cum mi-am imaginat-o eu. Tot vroiam altceva, știi? Am avut eu un film cu BBS RS2, concave toate 4, 713, așa am vrut eu, așa am vrut eu o mașină. Orice mașină, cred că dacă aș fi avut, să aibă RS2-uri. Da, ok. Custom. Mi-am luat RS2-uri custom după ce am vândut lui Ferrari-ul jantele celelalte, Style 4, și le-am pus pe mașină. Nu intrau pe white body-ul care l-am avut înainte de ce e acum pe mașină. Okay. Tot nu intrau. Deci, la ripstock nici nu mai vorbesc. Și am zis, bă, ce fac? Știi? Adică, ce fac? Nu aveam nicio variantă. Eu jantele le vroiam cu buze și mai late decât am făcut RS2-urile și am schimbat iară buzele la jante mai late. Am 12 pe spate, 10 jumate pe față, ET-26 spate, ET-16 pe față, pe 18, pe pisică. Știi? Adică e un pic extrem. Ișa toată roata, știi? Adică și da, în interior jumate roata e afară oricum. Da. Și am zis, bă, îmi trebuie alte aripi, nu aveam nicio variantă. Pandemul nu mi era de ajuns, că era prea mic, nu mi intrau roțile. Okay. Chiar dacă el pare că îi lace așa, e fain, dar nu mă ajuta. Tot cu roata în afară eram și mi atingea și... Și am zis, bă, până una alta am adus și mă duc la Hormac, la Dedeman, îmi iau niște distanțiere, mă gândesc eu la ceva și să trag un pic aripile mai în afară, știi? Exterior, da. Am făcut poză la mașină, am pus-o pe Insta așa cum era, cu distanțiere, cu șuruburi, cu chestii, numai cât să mă dau cu ea, că eram, îți dai seama, vreau să văd cum arată jantele astea. Și mi-a scris și el de la Fitment Lab, care face kit-ul, că să-i dau dimensiunile jantelor, că vrea să-mi facă kit-ul, noul kit Phase 3, după dimensiunile jantelor pe care le-am eu pe mașină. Și am așteptat aproape un an și a ieșit kit-ul ăsta. Bun. Eu sunt mulțumit de și kit. Și acum are kit-ul de vânzare? Kit-ul tău de vânzare pentru specificațiile astea? Da, da. Cine ia kit-ul, așa o să arate. Da, bun. Bine, oricum mai sunt multe chestii de pus pe ea. Ei mai au alte piese care vin prin spate pe la bară. Nu am vrut să le iau și pe alea, că deja oricum n-am vrut să o fac chiar, știi? E prea mult, da. Zici. Nici să mă duc în extrema aia. Da, e nu mi se pare. Na, și... Da, mie... chestii puse pe mașină în timp, nu sunt făcute toate într-un an sau într-o lună sau într-o săptămână. Și n-ai avut nicio idee de la care ai plecat și ai zis, băi, eu vreau, uite, vreau o pisică să fie white body, cu aripile tăiate la jumate. Eu oricum sunt pe stens reală și așa, pe stens, știi, eu nu merg tare prin oraș, nu fac racing, nu sunt, știi, din ăla să, vai, stai așa, uite cine sunt eu, știi? Și nici nu sunt fan BMW. Să nu crede lumea că eu sunt pe modul ăla BMW și restul, știi? Ok. Nu. Am alte filme cu alte mașini, când o să am eu bani de altă mașină pe care o am în cap, dar nu sunt fan BMW. Dar am vrut și chiar dacă am pisica asta, totul a început cu pisica undeva prin 2002, aveam vreo 12 ani, am fost internat la spital, am stat vreo săptămână și am ceva probleme și mi-a adus cineva din familie două machetuțe, două mașinuțe, știi? Un E34 și un E36. E36 roșu și E34, nu știu, alb era, în fine. Și nu știu ce am făcut, eu le-am rupt ropțile la E36. Sau... Și era mai slab. Eu am zis, știi, și stătea mașina, stătea mașina blană lăsată pe roți, așa cum le-am rupt eu. Și zic, bă, dar arată fain așa lăsată, știi, în 2002. Știi? Și de acolo mi-a rămas un pic așa în cap caroseria mașinii. Dar pentru mine, o pisică stoc... Eu o văd ca pe o mașină... De 2.000 de euro, de 3.000 de nu, euro, de cât costă? Nu le fac în prețul, dar zic așa, eu pentru mine n-are, nu prezintă nimic, știi? Da, am înțeles. Și de-aia deci am zis că, bă, trebuie să fac... Nu ești un împătimit al modelului, vezi, doamne, mamă, E36 for life, mi iau 7, una de stradă, una de copii, una de drift, una de nu știu ce, una de nu știu cum. Mă, nu, nu. Am înțeles, deci nu... Nici nu, toată lumea mă întreabă, bă, tu dai la drift, te dai la... Nu, frate, e mașină de plimbat cu 40 la oră, 50. Știi?
sunt de aceeași părere, nici eu nu fan, nici eu o să mă bucur de ea, nu se bucure altul de ea, știi? Să mă vadă pe mine cum merg cu 280 prin oraș, știi? Eu, asta e mentalitatea mea, așa cred eu că e ok să mergi cu o mașină modificată în oraș și așa da, merg, știi? Am mai spus-o și o mai spun și o să mai spun în multe episoade, nu toți oamenii pasionați de mașini modificate sunt și foarte buni șoferi sau piloți sau nu toți exact. Sunt fani viteză, hai să ne dăm să mergem cu 300. Nu, nu. Oamenii își fac mașinile pentru că așa le plac lor să arate mașinile pe care le conduc sau pe care le au sau nu știu, habar n-am, sau cel puțin poate nici nu le conduc. Poate pur și simplu le modifică și se uită la ele. Uite, mă uit la Peugeot la spate, îmi place. Da. Trebuie neapărat să-l conduc. Adică îmi place, arată foarte frumos. Uite, e wide, e cu albastru, e cu roșu, e arată, e țiplă. N-are, are și eleron, are aia, n-are praf pe el, mie îmi place. Adică nu trebuie să mă duc acum la raliu să le arăt eu că sunt... Eu am vrut mașina din punct de vedere estetic să arate foarte bine în primul rând. Da. Adică nu doar pe exterior și pe dedesubt e praf. Nu. Am înțeles, adică da. Să fie cât mai ok și să o văd eu ca perfectă pentru mine, nu pentru altul. Corect. Ce motor are mașina? Când ajunge e 2.8 de fabrică, în acte 2.8, da? Deci da. E 2.8. Mașina este cu motorul ei, după seria de caroserie? La o lună după ce am luat-o, în 2013, mi-a fiert motorul. A fiert. Așa mai pisică. Fac ele, Ferrari-ul da. Știe. Și i-am zis, bă, nu pot să merg așa, vreau să stau liniștit, am dat tot jos, am schimbat chiloasa, în fine. Radiator, am vrut radiator de dubă, știi? Da. Și am luat Mishimoto, să stau liniștit, n-am mai pus nici termostat, deci eu dacă merg când da, e... Da, nu e bine, știi? Trebuie să-i pui. Că știu, nu... las așa. E okay. Pune-mă termostat la... omului, ce dracu. Da. Meargă și el corect în mințile lui. Că-s tot la 90 grade, mai nasol când cobor pe Iana, că se duce la... Da, da, deci mașina este un 2.8... 2.8 de fabrică. 2.8 de fabrică. Stoc, la motor n-am decât evacuarea M3. Păi ce să-i n-am și faci. N-am nici măcar... admisie de M50 și știi? Nu am vrut să fac nimic pentru că am zis, bă, dacă chiar vreau să intru la motor, sigur nu o să fie motor de BMW. Deci asta o știu sigur, știi, și nu fac turbo, nu vreau compresor, ori LS, ori orice... V8, baby. Da, orice altceva, nu BMW. Da, oricum, de grab știi? Cu e, da. Și... de ce nu faceți mașini de competiție? Păi n-am sponsori. Hey, lasă-mă, mă refer la acte, știi, ca să scap de Anglia. Da, e, nu? E o variantă. Dacă da. Pui și LS, faci mașină de competiții, omologhezi totul, mergi pe stradă, te oprești, îi dai, te duci în Austria, îi dai, nu ai niciun stres. Da. E, și ești aproape, adică chiar nu mai ai nimic de făcut. Da. Doar niște documente și înțelegere la rar, vorba aia. Și aia e. E nu? O variantă, m-am gândit la e aia. Bună, e o variantă bună. Da. Știi că scap de multe bătăi de cap în ceea ce privește problema asta cu ieșitul mașinii, în special noaptea. Că, cum erau, că nu, nicio, nu ies. M-au oprit de 2-3 ori, dar nu s-au luat niciodată deloc. De jante, de... Am văzut-o cu numele de Anglia și e, nu știu, zică, da, probabil. Știi, deci am intrat la asigurarea și aia a fost. ITP-ul. Să ai asigurare, să vadă că e asigurare valabilă. Dar ce am zis, nici nu merg tare. Știi, să mă ia la ochi și să zic că ia stai mă, că l-o prim pe ăsta, că ăsta se crede Hamilton, știi? Adică... Mulți copii, care eram și eu, nu înțeleg fenomenul. Fenomenul este foarte simplu. Polițistul nu are niciun interes să aibă boală pe tine, da, să, te, aibă să te oprească, să-și piardă timpul cu tine, să se certe cu tine, să-i faci nervi. Nu are niciun interes. El vrea să-și facă și el treaba, să ducă acasă la familia lui, să dea amenzi, că are de dat niște amenzi. Acum problema este cui dăm aceste amenzi. Că trebuie să găsim niște guțani care să ia niște amenzi. Asta e problema polițistului. Problema polițistului este cui dăm noi amendă. Păi lui Dobrescu nu pot să-i dau amendă, că mi-a vorbit frumos. Mi-a vorbit frumos, a mers elegant, a fost și el băiat. Mi-e rușine să-i dau. Lui ăla nu pot să-i dau, că uite, mi-a împins 100 de lei. Nu mai pot să-i dau amendă, că asta e. Pe ăla l-am oprit, iarăși mi-a vorbit frumos, a fost băiat ok, mi-a zis că are și un service, hai că poate am nevoie de schimbat uleiul, nu pot să-i dau amendă. Și vine Daniel care zice, are mașina modificată, face poc pe la semafor, îl opresc, îmi zice că... El are cauciucuri noi pe 18, chiar dacă în acte sunt 16. Îmi zice că de ce nu-i opresc pe aia care scot fum, că de ce nu-i opresc pe aia cu numere de Franța, că zice, tu te bă, de aici mi-ai venit tu să-mi explici mie pe cine să opresc. Ia guța, ne vină cu aici. Semnează aici. Și aici, nu semnezi, că nicio problemă, martor. Trageți pe adrea.
Semnați aici că domnul nu vrea să ia la cunoștință că i-am întocmit procesul verbal. Și a semnat martorul și vine acasă. E tot atitudinea. Înțelegi? Da, e... Și eu, până să-mi dau seama de chestia asta, eram premiant la sectorul 1. Se ducea mama la impozit și zicea femeia aia, doamnă, vorbiți cu băiatul, care cele mai multe amenzi pe sectorul 1, înțelegi? Și vă spun eu, șmecheria nu este să dai bani. Șmecheria este să faci lucruri fără să dai bani. Asta e șmecheria. Cu bani, poate orice gâscă. Bun, hai de zine de interior. Că văd că ai acolo niște scaune, niște roll cage. Da. Scaune am vrut și astea diferite. Am avut vadere. Da. Le-am pus în mașină, m-am urcat și stăteam cu capul în plafon. Și am zis, bă, astea nu-s de mine. Adică oamenii sunt nebuni după vadere, dar nu pentru mine. Ok. Le-am vândut și am zis, bă, vreau ceva diferit. Știi? Și ți-ai luat astea de drag, cred că sunt, nu? Da, nu, sunt foarte ușoare. Nu sunt de carbon sau ceva, nu. Dar sunt ușoare, au ca și formă, îmi plac cum arată și mai ales pe pisică și pe cum arată mașina. Și astea au fost. Și în rest, la interior, încă n-am, e undeva la 40% gata mașina. Okay. Deci e mai e mai planuri. Interior. Da. Și ce distanță ai parcurs cel mai mult cu scaunele astea pe mașină? 250 de kilometri. Da. Și ți s-a părut dezastru? Nu. Nu. Adică mă așteptam să mă doară spatele, dar chiar au fost. Orică am stat eu foarte încordat și, știi, și n-am apucat să... Da. Să... Dar nu, sunt chiar ok scaunele. Știu că par... De da, faci, eu te știi? Întreb că da. Și eu am scaune scoică în mașină și merg nu. Sute de sunt kilometri okay. Așa și sunt ok. Adică n-am, în afară de faptul că îmi fierb ouăle. Deci asta e singura chestie, că țin picioarele apropiate și nu mai pot să stau așa cum stai pe scaunele normale. În rest, n-am simțit probleme de genul ăsta. Bun. Ce să zic, ai schimbat, cred că și farurile, nu? Farurile sunt depo, nu sunt originale. Ok. Dar le-am vrut noi, știi? Și se vede, da. Da. Și în rest... Ce să te mai întreb? Cât consumă? Cât a costat vă pistolia? Uite că o să întrebe oamenii. În 2018, nu trebuie să-mi spui neapărat exact. Da, acolo. Știu. Nu doar vopsitoria, a fost și demontat kitul care l-am avut înainte de kitul ăsta. Rugina, care o aveam la unul dintre praguri în spate, foarte puțin, nu te gândi că era... Ok. 3.000 de euro. Bun. Parcă da, atât. 3.000 de euro. Iar acum, din nou, noul kit demontat, că degeaba o vopsești țiplă dacă kitul stă așa. Da. Știi? Deci pe mine m-a interesat în primul rând să fie totul la linie. Bun, hai să discutăm aici kit-ul. Un pic de cum a venit kitul și cât de greu a fost demontat. Bine că nu vorbește românește băiatul de la Fitment Lab, că e ok kitul ca și calitate. Băiatul de la Fitment Lab, dacă nu vorbește românește și dă cu translate, el trebuie să știe că așa vin și kiturile și de la Haman, deci, și de la Rigger, și de la orice tuner vrei kitul e bine, tu. Da. Deci el ca și material da. Și ca și rezistență e ok, da. Doar că nu... Nu, nu mai e la trebuie linie. Să hâți. Nu, și mai trebuie știu. Mult. Ca să-l faci să stea cum vreau eu. Cum că poate, consider că poți e normal. Poți să-l pui în garaj da. Cu 4 roburi și să zici că ai wide body pe cu mașină. Cu siguranță. Dar eu nu îl văd așa, nu. Știi? Ce trebuie să știe oamenii care se uită printr-un monitor, ecran, televizor și așa mai departe, este că sunt unele mașini care arată mai bine în realitate decât în poze și sunt unele mașini care arată mai bine în poze decât în realitate. Și atunci... Și aceste kituri, sunt ferm convins că pot fi montate pe mașini, exact cum spui, în 3 ore, într-un service, faci niște poze și mașina arată ok, în poze, dar în realitate vomiți. Da. Ți-am spus, din experiență, montând și văzând chestiile astea de pe vremea lui CNC Tuning în România, când plăteai 600 de euro, 1600 de euro, 3600 de euro pe o bară față, mă gândeam că vine caia de fabrică, nu? Da. Adică ai văzut-o, ei o pui, face clac nu vine. Și gata, nu există chestia asta. Ia, șlefuiește, mai pune niște fibră, mai dă niște kit, mai trage o în partea altă, mai pune o negresă, mai face niște, ca să pice la linie. Deci, repet, nu am văzut până acum un producător. Dar nu există. Ba da, am văzut niște chinezi care produc niște piese replici, niște fake-uri, care vin păi impecabil. dar în general piesele de la tunerii consacrați nu vin la linie. De-aia te-am și întrebat. Am văzut în Anglia Pandem asta. Original, da, luat de la mama lui din state. Da. Și era ori era pus prost, ori așa e el, nu știu. Știi de ce și băiatul ăla? Bă, eu nu vreau să pun white body pe mașină ca să arate ca și cum ca să arate ca o mașină de drift românească. Că am văzut și mașini da. De drift care arată bine. Bun, ăsta e nivelul, ăștia-s banii, nu e nimic de râs.
hai să mai vorbim de mașini. Deci am vrut RS2-uri, okay. Custom, am vrut cât mai late, concave toate patru și am zis, bă, să le fac la cei care am făcut primele jante custom, Style 4. Tot în Polonia, adică. Da. Și mi-au venit, au fost ok, dar am zis, bă, vreau mai lat, vreau buzele mai late. Am mutat buzele de pe spate pe față. Și ți-ai comandat alte buze pe... Și când am desfăcut jantele și am văzut ce au făcut polonezii, deci am poze, ți le pot arăta. Deci, din 18 găuri sau câte sunt, habar n-am câte găuri, 16 da? Găuri. Okay. Aveau buzele, aveau 25 de găuri, 26 de găuri. Deci buzele erau de pe altundeva, luate, făcute în garaj, într-o noapte. Știi? Deci eu dacă nu desfăceam jantele alea, să le fac mai lat, nu știam ce se întâmplă acolo. Și am zis la om să-mi trimită 4 buze negăurite, blank, că mi le fac eu singur, la da. Brașov. Și am ajutat un prieten și le-am făcut din nou custom de la zero și așa au ieșit astea, știi? Deci... Nu dar omul ți-a trimis buzele. Mi-au trimis, da, mi-a trimis. Deci n-a avut ce nu, că dacă mă arăta... Eu n-am știut, deci am avut noroc că le-am desfăcut. Știi? Și așa au ieșit cum sunt acum. Dar e cu RS2-uri concave greu să le pui pe mașină, pentru că nu intră. Nu intră. E simplu. E orice mașină, nu, nu intră. Adică, nu știu, să-mi arăți o pisică cu 2.85 pe spate... Da? Nu știu, nu, am, nu sunt în fenomenul ăsta al pisicilor. Nu, e greu de aia și cu și acum, și kitul și acum mă atinge. Eu când iau o denivelare foarte gravă, eu încă aud. Eu cred că este greu să ai o mașină cu un fitment aproape perfect și, static. Și să arate așa și statică da. Și să nu atingă că merge. Mie, adică nu știu dacă există. Adică... nu știu. Să fii perfect fit acolo fără să... N-ai cum! Adică să n-a adică, sunt pe modul ăla, adică, adică bă, eu nu vreau pernecă, vai doamne, low doar în parcare și de alea. Nu sunt pe modul ăla, adică mi-ar plăcea să am pernec dată pe ea pentru că mă ajută foarte mult. 100% te da. Ajută, da. 100% te ajută, mașina arată mai bine parcată, că e mult mai joasă da, sau da. O reglezi tu cât de, cum vrei să stea roata acolo, da. Iar în mers scap de o problemă, să zicem, doar că e urâtă mașina în mers, e urâtă rău în mers, ca să aibă cât... Păi nu mai e aceeași mașină, e clar, am văzut mașini. Mașina ca să fie confortabilă trebuie să amortizeze, nu? Ca să amortizeze trebuie să ai o distanță acolo ca să joace roata. Dacă roata e atât de aripă, înseamnă că ai amortizoarele sudate. Cum avea Teo pe Del Sol, am fost cu el la Alba Iulia, de mi-am blestemat zilele. Ăla, mașina lui amortiza din cauciuc, ești nebun. Deci cât era cauciucul, cât făcea un pic așa, era amortizat. Deci, era. În rest era mașina tun. Nu e mașina de mers pe stradă. Ideea e că nu am făcut compromisuri și nu mă refer la bani, știi? Adică nu e vorba de mine. E vorba așa, bă, am vrut jante late, RS2-uri, știam că o să iasă foarte mult în afară, că erau concave, dar nu mă interesa că, eu nu m-am gândit, bă, dar n-am chit să pun, eu cum merg cu mașina așa? Știi, eu am luat jantele pentru că le îmi plăceau și am zis, bă, după aia văd ce fac. După aia văd eu, unde scurc eu, da, găsesc o soluție, o variantă. Și de asta nu zic, că nu am făcut compromisuri că, a, păi stai, că nu pun jante așa late, că... Îmi freacă și trebuie să o ridic mai sus. Eu aș lăsa-o și mai jos, dar nu mai pot. Că nu mai pot, știi? Suspensia reglabilă și pe duritate și, și pe înălțime, și pe înălțime și... de la BC Racing. Mulțumit și eu sunt foarte mulțumit. Okay. Am auzit niște vorbe la unul bun. Ce aveți, mă, sunteți nebuni? Eu n-am auzit de BC Racing nimic de rău, dar am văzut pe net acolo, doamne, că nu, că... Păi nu, că au tăiat Technics. Probabil, dar nu știu. Și e un pic mai tare. Spune, și eu raport pe calitate n-am văzut mai bună, dar na, în sfârșit. Văd că ai priză de aer în capotă. Da, de design. Scumpărate, nu? Da. Scumpărate. De plastic, nu, capota e original, a fost doar tăiată și puse... Oglinzile văd că sunt stoc. Da. Ciudat. Nici măcar de M3. Ce s-a întâmplat? Am avut M3, erau de Anglia, am mutat volanul, nu mai vedeam nimic. Nu mai vedeai. Mă uitam ca nu vedeam. Dă niște oglinzi să punești. Și am zis, da, vreau oglinzi, dar dăm ce, adică pun ce găsesc. Sunt niște oglinzi mișto, mici așa, erau pe vremuri. Știi cum avea Emilian la Golf 3? Știi, alea racing, așa, mici. Da, merg, sunt frumoase. Da, mai ai mult la mașină așa, adică mai ai loc la interior de făcut lucruri. Vreau față de uși de carbon, în spate să termin la roll cage acolo, mai sunt chestii de făcut pe care nu le-am avut în plan anul ăsta, deci știam ce avem de făcut, trebuia să termin cu body kit-ul și să fie pus ok pe mașină, o țiplă și să arate cât mai bine și la interior urmează și la motor probabil. Știi? La motor că ai zis tu că vrei V8 da. Ca să fie nebunie. Ca să fie din filmul mașinii, oricum tot cu 40 merg, știi? Bine.
Așa bă, dacă acum, spui V8, așa zic acum. Eu zic că dacă spui V8, se mai schimbă treaba pe la fitment, o mai ridici, mai știi ce zic, o vrei să mergi cu ea. Adică cred că o să meargă bine, o să meargă mișto și o să-ți placă să o conduci. Cred. Adică să o conduci cu forță, să vezi ce înseamnă, știi? Cred. Habar n-am. Nu știu ce să zic. Bă, nu știu, ți-am zis, nu sunt adeptul vitezei prin oraș. Nu, Doamne ferește, nu. Poate te duci la circuit, să te dai cu ea, să o simți, să o conduci, să accelerezi, să probabil vezi. Probabil și că și V8-ul ăla tot de design o să fie acolo, știi? Adică tot pentru... Am înțeles. Am înțeles că nu îl pui să faci performanță și așa. Da. Și plus de asta, e foarte greu ca o mașină așa. Plus că trebuie și frâne, trebuie, cum o zic, alte arcuri, alte suspensie pe față, că e cu 100 și ceva de kg mai grea. Se schimbă situația. Se schimbă multe când pui... Se schimbă situația și se schimbă foarte tare situația dacă vrei să faci și performanță cu lucrurile. Adică automat începi piese, lucruri. Mașina se schimbă din punct de vedere al designului, că nu poți să ai o mașină perfect fitment, wide body, vopsea țiplă, la și să te duci să-i dai. E imposibil. Și atunci, na. Și cu camber și cu... Și cu camber și cu toate chestiile. Se schimbă puțin situația. Dar nu dramatic. Adică nu mai dramatic. Da, depinde ce vrei, știi? Să faci. Și dacă tu ții, nu știu, o mai ridici niște cauciucuri cu un balon puțin mai mare, pui niște scrisuri pe anvelope, lași un pic de wheel gap cât să amortizeze acolo și așa, cred că o scoți la capăt și nu arată dezastros. Știi? Dacă vrei să o și folosești. Îmi e să nu pun alt white body pe ea. Ce vrea Dumnezeu, ăștia cu BMW-urile se schimbă de la an la an. Să nu o mai primești pe aici. Să nu mai... Da, ți-am zis, e și moda asta, cum ziceau băieții ăștia mai tineri. Ce faci, mă, a trecut anul și ai cele jante? Da. Păi nu. Nu. Cum nu? Anul ăsta cu ce mai schimbi? Nu schimb nimic, că e bine așa. Ah. Nu se poate. Bă, nu, la ceva. Jante nu cred că o să le schimb foarte Da, nu știu, nu sunt... Nu sunt din filmul mașinii și eu sunt exact ce mi-am dorit din punct de vedere al jantelor, știi? Da, mașina mi se pare că arată foarte bine, dar na, iarăși, părerile sunt împărțite, ți-au zis oamenii că ai tăiat aripile, că ai tăiat pragul, că ai tăiat, alții tăie lonjeroanele. Adică știți, nu? Păi băieția cu Airride, știți, nu? Că băieția cu Airride, ca să lase mașina jos, trebuie să taie puțin din lonjeron ca să intre planetar acolo. În caz de accident, n-am tăiat. Ăsta-i lonjeronul. Știi ce zic? Dar nu e panică. Omul a tăiat un pic de prag și e jale. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ai vrut să ne prezinți mașina. Că mulți oameni care, repet, nu vor să le prezinte, frate, că nu vrea să știe vecinul că are el mașina asta și că are bani și că pula mea. E treaba lor, e problema lor. Sunt multe mașini în România, sunt foarte mulți bani în România. Și foarte multe mașini și foarte mulți oameni care nu pot să apară pentru că banii nu sunt făcuți legal. Că na, vorba aia, asta e viața. Dar sunt foarte multe mașini în România și foarte multe mașini rare și foarte multe mașini scumpe și foarte multe mașini făcute cu bun gust. Și tot timpul aud de la oameni că și le văd mașinile respective, adică chiar există, că nu vin la evenimente pentru că sunt sătui de discuțiile care apar ulterior. Mie îmi pare rău de ei, de oamenii ăștia, că nu... Asta e ideea evenimentelor, ca să vină niște oameni să vorbească de rău după aia. Îi înțeleg pe de-o parte, cum sunt și mulți oameni care zic, dom'le, eu nu pot să apar pentru că după aia apar niște comentarii pe YouTube acolo care mă deranjează foarte tare și nu am cum, adică mă consum eu pe mine când vine ăla și îmi zice că păi, ce faci, bă, ai Adidas nu știu de care sau sunt... ai zis nu știu ce sau ai făcut sau ai mințit, bă, că tu știu eu că te-ai dus în Anglia și ai descărcat tiruri și pula mea, știi? Și automat îi înțeleg și pe oamenii, dar dacă noi am încercat să fim mai buni și să ne mai ponderăm așa și să nu mai aruncăm cu bățul când nu știm de ce aruncăm, poate că lucrurile ar merge mai bine în țară și în evenimente și în emisiuni și în mașini și în influenceri și așa mai departe. Dar când vezi că toată lumea aruncă cu căcat, parcă îți vine să zici, bă, știi ceva? Hai-ți toate. Ia lasă-mă în pace, mă, că nu mai simt eu nevoia asta. Așa, iar cu plecatul, da, tot mai mulți români pleacă din țară, adică e o chestie. Păi nu, ideea e că tot aștept să se schimbe mentalitatea, în principiu, știi, nu salariul. Da, știi ce zici, e greu. Deci mentalitatea schimbe. Și ieși pe stradă sâmbătă la ora 11 aici în Brașov, aici în centru, și vezi ce vezi. Te șochezi. Nici eu la București mi-e și frică să vin. Că... Da, eu vorbesc aici, de Brașov, da? Da. La ora 11 sâmbătă, să fii în centru. Bă, să mă zici că e...
Ce mă, vreo trezeie nimic. Dacă vrei, uite, dacă vrei, mergem împreună, dacă vii în București. Merg și eu, n-am fost niciodată. Mergem în Piața Constituției. Dacă vrei. Eu iau dacă Silvia. Dacă mergem așa, da. Eu iau Silvia, tu vii cu asta și mergem în Piața Constituției. Stăm acolo un pic. Și ne distrăm, 100% ne distrăm. 100%, eu vreau. N-am fost niciodată, repet. Sunt ferm convins că e plin, nu, dar eu vreau să, vreau să intru în discuții cu ei, în conflict. Vreau să intru în conflict. Mă cer cu toată lumea, nu-i problemă, dar na. Știi? Da, sunt acolo niște fenomene. Îi văd și pe Instagram, îi văd și cum se adresează, îi văd, nu știu, e, asta e. Asta e. Dar nu știu dacă 2021 să ai țeavă goală pe mașină, diesel. Țeavă goală. Țeavă, da. Ce modificări ai făcut? Țeavă goală. Să țeavă goală pe un diesel, un 2.0 diesel și tu să crezi că poți să mergi la un eveniment auto cu ea, e grav, frate, pentru mine e... Sunt mulți așa, din păcate, săraci. Băi, e trist că... Sunt mulți. Când dai, și dacă îi spui, dacă îi spui... Nu e constructiv. Lasă-mă, eu de exemplu, eu vreau să pun evacuare stoc pe ea. Eu nu mai suport să au nimic. Știu. Deci nu mai vreau să se uite nimeni că am eu tobă sau din astea, știi? Să fie cât mai silențios. Pune-ți clapetă de aia și faci pac-pac când vrei, știi? Pun V8 și să nu se audă nimic. Cu clapetă, spun eu, e cel mai bun lucru. Legat de sunete, da, și eu am pățit toată pe cheia cu Silvia, la un moment dat nu mai suportam. La un moment dat nu mai... Se da, poate da, opri de măcar, undeva, măcar, să-l va pula în ea, știi? Măcar știi că aia știu, e mașină dar la un moment pentru dat, așa ceva. Știu, dar la un moment dat obosește. Passat 2000 da, mă, diesel, puțea vă goală. Da. V-am zis păstorii că m-a întrebat un băiat tânăr într-o benzinărie OMV dacă mașina e diesel. Deci, da, mă, dar asta e mentalitatea. Bă, deci eu am rămas șocat. Eu i-am zis, bine, cred că i-am zis pe un mod în care ăla s-a întors și a plecat. Adică n-a mai vrut să aibă discuție cu mine, știi? Dar eu pe mine, bă, dar ăsta e singurul lucru pe care îl poți întreba la mașina asta dacă e diesel? Adică... Poți să mă întrebi dacă e de curse, poți să mă întrebi dacă e de drift, poți să mă întrebi dacă cât prinde, poți să mă întrebi cât consumă, poți să mă întrebi ce vrei tu. Dar nu dacă e diesel, sau adică cum să... Păi așa a auzit el că e diesel. Vezi mașina asta, te gândești că e diesel, vezi mașina asta, te gândești că e diesel. Păi poate e fan diesel și vrea să fie diesel mașina, știi? El speră că e diesel, dacă e fan diesel. Mi se pare șocant. Dieselul nu e pentru mașini de curse, opriți prostia. Nu mai acceptați mașini diesel la show-uri, vă rog eu. Nu se uită nimeni până la sfârșit. Mamă, să vezi ce hateria. Să vezi ce hateria la mea la comentarii. Nu se uită nimeni până la sfârșit. E, putem să facem, ne arătăm curul aici, să facem ce vrem noi. Oprești.